Astăzi, la regimentul 53 rachete antiaeriene trupe umtraianii din Megidia s-a gătit ca la mama acasă. În Popota, unității militare s-a organizat un festin culinar, 20 de doamne pregătind preparate tradiționale din diferite zone ale țării. Delicatesele expuse astăzi au fost preparate cu măestrie și pricepere de către gospodinele prezente în Popota unității. Pe mesele îmbelșugate s-au aflat prăjituri de tot felul, cozonaci ca la mama acasă, salam de biscuiți, prăjitură cu mac, vestitele baclavale specifice bucătăriei turcești și multe alte specialități culinare. Activitatea pe care tocmai se desfășoară în prezent este în practic ideea comandantului unității, idee care se încadrează, dacă vreți, dorinței de a prezenta armata și într-o altă lumină decât cea percepția pe care o are în general societatea civilă, a unui sistem mai rigid, a unui sistem mai sobru, să zicem așa, pe de o parte. Pe de altă parte, numărul tot mai mare de fete care intră și desfășoară activitatea în rândurile noastre, an de an numărul lor este în creștere, a generat această activitate sau a avut ca finalitate o activitate de acest gen, o activitate care se vrea fi un fel de schimb de informații între generații, dacă vreți, între regiuni. Avem fete, avem colege din toate regiunile țării, fiecare vine cu o rețetă proprie din zona de Baștină. Cred că până la urmă poate fi considerată și un fel de schimb cultural în perimetrul artei culinare, să zicem așa. Evident că toate participantele la această activitate vor fi premiate, vor fi felicitate și vor, eu știu, vor primi o mică atenție din partea noastră, a tuturor, în frunte cu conducerea unității. Și acum, dacă tot se apropie și ziua de 8 martie, nu? Ziua Internațională a Femeii, vă rog să-mi dați voie să adresez un la mulți ani tuturor femeilor, atât în numele nostru, cât și în numele conducerii unității, la mulți ani și să dea Dumnezeu numai bine, tot ce vă doriți. Bucătăresele au venit să gătească la unitate cu tot dragul și au fost bucuroase să ne prezinte rețete și micile lor secrete. Salam de biscuiți! Puteți să ne spuneți și ingredientele care se folosesc? Da, biscuiții populari, rahat, nuci, stafide, cacao, se face un sirop din lapte, cacao și zahăr, iar tot farmecul cu salam de biscuiți este esența de rom și care îi dă aroma cea mai bună. Cozonac de la Moldova, cu influențe oltenești, adică vârsta, cred că spune cuvântul, te capeți experiență și sper eu să fie cea mai bună rețetă. Puteți să ne dezvăluiți și secretul? Da, nu e niciun secret. Poate, să zic că ar fi un mic secret, opăresc făina, adică pentru 4 cozonaci avem nevoie de 6 ouă, 2 cânde zahăr, 1 litru de lapte, 2 linguri de untură de porc sau unt, margarină, 6 ouă, am zis, și cred că cam atât. Jumătate de lapte se pune la fiert cu untura, când clocotește se dă deoparte și se pune o cană de făină, se face ca o mămăligă, zicem noi la țară, așa. O lăsăm la rece, 3 cuburi de drojdie cu o cană de apă călduță și o jumătate de cană de zahăr și tot așa cam cât cuprinde făină, chestia este și din ochi. O lăsăm să crească, după care se amestecă cu maiaua, deci cu făina opărită. Separat ouăle le frecăm cu, le batem, e mult frecat. Le batem cu 2 cânde de zahăr, 2 lingurițe de sare și jumătate de litru de lapte. Și amestecăm compozițiile. Și la toată afacerea asta cam 2 kg de făină. Dar acum la cine a mai făcut cozonac știe că nu trebuie să fie foarte vârtos, să fie un pic mai moale. Și cam vreo 8 linguri de ulei. Nu se frământă foarte mult, toată lumea fuge de cozonac pentru că trebuie să frământe mult, să muncească la el. Nu, doar atât să se încorporeze ingredientele și îl lăsăm la crescut. După ce a crescut, începem să facem cozonacul. Cine a mai făcut, poate știe, cine nu. O să facem nucă cu zahăr, cu cacao și cu lapte.
care să punem în mijloc, rahat, stafide, ungem cu ou deasupra și poftă bună. Aici am unt care trebuie să-l frec spumă, am o cremă la răcit și o voi amesteca cu acest unt. Am făcut un blat, deci prăjitura se numește prăjitură cu mac. În blat este mac, nucă de cocos, praf de copt, făină și albușuri bătute spumă cu zahăr. Peste voi pune crema cu budincă de vanilie și apoi biscuiți și peste glazură de ciocolată fierbinte și stă la frigider și gata. În ce zonă se prepară această prăjită? Nu știu exact în ce zonă, am întâlnit-o mai multe locuri, dar această rețetă o știu de la soacra mea. Toate doamnele prezente în cadrul evenimentului de astăzi vor fi premiate sâmbătă la petrecerea organizată de Regimentul 53 Rachete Antiaeriene Tropeum Traiani, care va avea loc la Casa Armatei cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.